Mulțumesc, Alina. Sigur că am să răspund invitației de a vorbi despre demnie, dar aș vrea să spun un of pe care îl tot repet de ceva vreme, de pe vremea când activam în cadrul Ministerului. Este bine cunoscut faptul că energia este unul dintre puținele elemente care fac diferențierea între statele puternice și statele slabe. Nu e o noutate ceea ce am spus. Toată lumea acceptă acest lucru pentru a da potențial României, va trebui să venim cu realism, cu pragmatism, cu viziune în ceea ce privește energia românească. Dacă într-adevăr folosesc sintagma deja uzată, dacă interesul național vrem să-l promovăm așa cum se cuvine. Vedem în jur țări care nu au resurse energetice, dar care își consolidează poziția de state puternice printr-o viziune aplicată în ceea ce privește poziția pe piața energetică globală. Dacă venim și discutăm despre România, cred că suntem aproape absenți din asemenea discuții, din asemenea politici, din asemenea jocuri mari. Chiar dacă în context european suntem una din țările relativ bogate în resurse, cu o tradiție industrială energetică mult mai îndelungată și mai bogată decât foarte multe țări europene, în momentul de față nu valorizăm nimic din aceste apuri. Motiv pentru care orice decizie europeană ne ocolește. Mă uitam și dimineața în timp ce vorbea distinsul domn secretar de stat pe atribuțiile Ministerului. Și m-aș fi bucurat să pun aceeași patimă în a ne explica politicile, strategia energetică, viziunea dânsului sau a ministrului, măsurile concrete, mecanismele pe care le proiectează pentru a încuraja sectorul, pentru a-l dezvolta, pentru a-i da o nouă speranță. N-am auzit nimic. Și lucrul ăsta se tot întâmplă și se tot întâmplă. Anul trecut, în martie, lansam într-o dezbatere a ziarului financiar ideea că va trebui să facem decuplarea ministerelor, nu doar a Ministerului Energiei, de actul de administrare. Să lăsăm miniștrilor timpul, răgazul, să-și consume toată energia creativă în a face strategii, politici, un cadru în care noi toți să putem să dezvoltăm industriile respective. Să decuplăm ministerele de actul de administrare a intereselor în diversele societăți. Pentru că această dublă calitate, așa cum spunea domnul Badea, de administrator al participațiilor statului și reglementator, nu neapărat reglementator în cazul de față, state pe domeniu, este extrem de preocupoasă. Și când vă spun lucrul ăsta, vă spun din interior. Degeaba în ultimii 2 ani, împreună cu domnul Ciurel, împreună cu colegii de la Hidroelectrica, împreună cu cei de la RAN, am propus guvernului să accepte, să lase societățile să evolueze într-un spațiu politic și de reglementare echilibrat, echidistant. Nu s-a dorit. A intervenit guvernul, a schimbat regulile jocului, a schimbat echilibrele din sistem și după un timp ce constat că într-o perioadă a favorizat complex energetic cu Nedoara, noi spunând că nu este cazul, pentru că situația era clară. Am cheltuit o resursă, am cheltuit niște bani, s-au făcut niște alocări dedicate, prin care Hinot Nedoara a intrat în sistem cu niște cantități de energie în detrimentul celorlalți producători, rezultatul a fost același. Este ca și când ai dat piramidoane unui moribund. Nu-l să vezi.
La fel spuneam și vis-a-vis de Oltenia. Lăsați Oltenia într-o competiție, nu mai favorizați pe unul și pe altul, nu mai dați acte de reglementare dedicate. Pentru că sunt niște dezechilibre moștenite care trebuie tratate pe baza unor legi economice clare, ele se tratează, sigur, va fi o perioadă dureroasă, dar odată tratate, Oltenia va fi un corp sănătos care va evolua, pentru că e nevoie de energia pe bază de cărbune. N-a fost așa, chiar dacă în ultimii ani am tot tras semnale de alarmă scrise, note, memorandum și așa mai departe. S-a intervenit, s-au pierdut 2 ani în primul rând, s-au cheltuit niște resurse financiare importante, s-a ajuns în același moment dureros. Trebuie făcută acea restructurare, reprofilare în complexul. În ceea ce privește RAN, am spus aceleași lucruri. Și iarăși, din calitatea mult răbnită de acționar, de mai mult decât acționar privilegiat în companii, s-au luat decizii total aiurea care ne-au costat pe toți câteva sute de milioane de lei. Pot să dau nenumărate exemple de genul ăsta. Ele vin să argumenteze că statul trebuie să se decupleze de actul de administrare. În fapt, dacă vrem o bună guvernanță corporativă a companiilor, statul ar trebui să-și îndeplinească această blamată calitate de acționar, concepând pentru fiecare dintre societățile unde are participații mai mari sau mai mici, un document de poziție cu obiectivele pe care le așteaptă de la societatea respectivă, fiind îndeplinite pe o perioadă de timp. Și să urmărească dacă și ceilalți acționari consimt la aceste obiective în adunarea generală. Odată aprobate aceste obiective, ministerul trebuie să uite de ingerință în actul administrativ. Felicitări, mă alătur celor care te felicită. Alina, foarte bun editorialul tău de astăzi și toată observația ta din ultima perioadă pe societățile aflate în portofoliul statului. Nu este firesc să menții această atmosferă, să pui o presiune nejustificată și neprofesională pe Consiliul de Administrație și să aștepți rezultate. Atâta timp cât tu, ca stat, ca minister, nu știi să exprimi decât critici și nu formulezi coerent ca poate un obiectiv. De ce îl judeci pe administrator? De ce grilă de punctaj? Doar că nu-ți place ție, că n-au luat măsuri, că n-au diminuat riscul. Riscul e exprimat prin ce? Că n-ai avut nicio poziție, n-ai avut niciun document programat. Iertați-mă, simțeam nevoia să îmi spun o formă. Se poate dezvolta mult aici, dar cred că este una dintre cheile pentru a regenera încrederea sectorului energetic. Să decuplăm statul, să-l reducem la calitatea de vizionar, strateg, vădător de acte programatice. Sau, de fapt, să-l încurajăm să își ocupe acest rol pe care îl așteptăm de la el. Da. Vine întrebarea pusă de Alina Termia. Acum 4 luni, când m-am dus la Radet, eram convins că e o nebunie, dar trebuia să încerc și zona asta, să o înțeleg mai mult decât din zona teoretică. În fapt, lucrurile mi se par acum extrem de simple, după ce am citit mii de pagini de studii și am discutat cu toți cei care se pricep adevărat la domeniu. Încerc să fac o sinteză. Prima cauză pentru care termin este în colaps. Un sistem de legiferare și de reglementare prost. Dovada, dacă managementul sectorului termic la București era doar el neperformant, colapsa sistemul la București. Dar uitați-vă în țară, nu există oraș care să se laude că are un sistem centralizat de termoficare care să funcționeze spre satisfacția consumatorilor finali. Și aici sunt multe de spus și despre legislații și despre reglementările secundare și despre rolul ANRE-ului și despre rolul ANRSC-ului. 2. Cel puțin în ultimii ani, eu cred că nu s-a înțeles cu adevărat ce înseamnă cogenerarea de noapte eficiență și de ce subvenționăm. De ce bonusăm această cogenerare?
Trei. La nivel național există mecanism acceptat la REACT de ANR prin care o parte din costurile aferente zonei de producere a energiei, vorbesc de zona de cogenerare. Deci o parte din costurile aferente producției de energie se descarcă pe megavatul termic. Vă dau exemplu dacă vreți doar de la București. Megavatul termic reglementat de altfel costă 216 lei. Megavatul electric în bugetul de venituri și cheltuieli al Elcenului este de 170 lei. Dacă o iei de aici și până la Atlantic, anomalia asta nu mai regăsiți nici una dintre țări. Peste tot, în cogenerare, megavatul termic este mai ieftin decât megavatul electric. Altfel, n-ar fi nimeni nebun să promoveze cogenerarea ca soluție. Deci, puntez. Haideți să lucrăm împreună cu reglementatorul și să punem cogenerarea în acta e firească, aia învățată de pe băncile facultății. Într-un bilanț energetic, doar o parte mai mică din energia consumată se duce în termie, majoritatea se duce în zona de producție energie electrice. Altfel, este un sector în care populația, consumatorii, încep să-și piardă încrederea că ar fi o soluție pentru viitor, cu toate că marile capitale și marile orașe ale Europei acceptă sistemul centralizat de termoficare ca o soluție eficientă. Este un sector în care, cel puțin la București, în ultimii ani, investițiile au tins spre zero. Din cei 3.000 de kilometri de rețea primară de transport, am spus bine, 3.000, aproape 3.000, mai lipsesc vreo 20 de kilometri să fie 3.000. Doar 8% sunt reabilitați. Peste 70% din rețea este mai veche de 40 de ani și a depășit de mult durata de viață. Deci nu este nicio surpriză în aceste condiții că există un risc major ca în această iarnă să nu se asigure continuitatea alimentării cu energie termică a consumatorilor. Nu rămâne. Pe perioade de timp. Nu te arăta mine. Haideți să vă spun. Doar pe timpul ieri. Sistemul, ce vă spuneam la început, sistemul de reglementare. A dus la următoarea situație. Când am ajuns la Radet, Radet avea vreo 100 de zile de când nu intrase un ban în cont. Aveau copite toate conturile. Deci, în afară de banii de salarii, nimic nu putea fi folosit ca resursă financiară de către Radet. Am reușit în ultima vreme să facem o suspendare a copririi și de vreo lună am reușit să primim o resursă de bani cu care să atacăm niște reparații urgente. Am dat drumul la 72 de puncte de lucru în București. Unele s-au și terminat. Când am făcut proba sub presiune, a ținut, firesc, ceea ce am reparat, a crăpat 100 de metri mai încolo. Rețeaua, vă repet, în mare parte mai veche de 40 de ani. Iar o parte de rețea este mai bătrână decât noi toți din sat. Ce poți face în aceste condiții? Dacă nu a existat, nu poți pe termen scurs să remediezi și să dai siguranță sistemului. E nevoie de o perioadă de timp în care programatic să fii și să abordezi tronsoane mari, plecând de la punctul A până la punctul B, deci cu un început și cu un final, pe care să le reabiliteze. Doar așa cineva poate să dea cu un grad de certitudine mai ridicat un angajament că rețeaua va funcționa și că la iarnă va exista continuitate în alimentare cu energie termică. Doar o soluție. Faceți un studiu cu niște consultanți, plătiți 1 milion de euro să vă spună ce vă fac. Ce să faceți? Foarte serios, vorbim. Am găsit în fiecare an. În fiecare an s-a dat acest milion la Radet pe studie. Primul an în care nu se mai plăte studiile. Atunci faceți o comisie. Dar problema... Neplătită, sigur. Problema celor din case care nu au bani să plătească și care
problema care așa. Paradoxal. Percepția publică și percepția mea înainte să ajung la Radet era aceeași. Ăsta ar fi unul dintre motive. Gradul de încasare la București este de peste 95%. Și atunci există, dacă vreți, și obligația morală să le asigurăm acestor oameni agentul tehnic. Pentru că este cel mai grad, cel mai ridicat grad de încasare din țară. Dar revin la problema cu subvenția cu Cișarcă între termie și energie electrică. Pe niște calcule făcute, prețul corect a gigacaloriei ar trebui să fie undeva în jur de vreo 120 de lei. Deci este o diferență enormă. Înmulțiți cu, în medie, în ultimii 10 ani, 5 milioane de gigacalorii și vedeți cam care este, în momentul de față, spun, diferența. Iar s-ar putea această diferență să fie prejudiciu. Bani luați din buzunarul fiecăruia, inclusiv din buzunarul bugetului capital. Iar lucrurile astea s-au petrecut sub ochii noștri. Dovadă că lucrurile stau așa și că nici măcar după intrarea în Uniunea Europeană, când directivele deveneau primordiale în fața legislației naționale, dovada este faptul că acum 2-3 săptămâni, după ce am sesizat în urmă cu vreo 1 și jumătate anomalia, și aici respect pentru Ministerul Energiei, au venit cu o propunere de hotărâre de guvern care modifică metodologia, principiile de calcul a costului la cogenerare termică în energie electrică. Sper ca să și adopte hotărârea asta cât mai curând și să intrăm într-un nou cadru corect de această dată de tarifare agentului tehnic, care împreună cu alte măsuri pe termen, eu spun scurt și mediu, să ducă la relansarea domeniului producției energiei termice, nu doar în București, ci în întreaga țară. Pentru că am văzut câteva calcule făcute de colegii care încearcă să modeleze impactul eficienței, măsurilor de eficiență energetică. Consumul de resurse energetice primare ar scădea undeva cu vreo 15% dacă sistemul de producție și distribuție energiei termice ar funcționa în marile orașe din țară. Ceea ce mi se pare extrem de important. Mulțumesc frumos, domnule.